Iată-l pe Hagi ieșind pe teren împreună cu Simona Halep și Eliza Samara. Horia Tăcău a lipsit de la acest moment. Simona Halep, de altfel, un fan Gică Hagi, s-a bucurat mult de acest moment. Halep, susținătoarea stelei, a declarat că de această dată va susține viitorul și asta pentru că idolul copilăriei sale a fost Gică Hagi și se bucură de fiecare dată când are posibilitatea de a-l vedea pe acesta. Halep, a doua jucătoare a lumii premiată de Gică Hagi. Samara, campioană europeană la tenis de masă și ea premiată, Eliza Samara, premiată de Gică Hagi. Și pentru Eliza Samara o performanță incredibilă, să reușești să câștigi, te rog. Am băgat un port de Samara, nu că e numărul 1, parcă zice. Era concurență. Și Eliza Samara a dat 10, da? Da, 12, rezervă de port. Ursătoarele, la anul să fie numărul 1. Da. Uite, da, e, e și tot e. Numărul 1 a primit și Horia Tăcău, dacă ai văzut. Se vede, dar Horia Tăcău nu a fost prezent la această premieră. Cred că este tatălui Horia Tăcău. Da, dacă ne gândim și Samara ce performanță a reușit să reușească să câștige titlul european împotriva cui? Din Asia, tuturor europencelor din Asia. Bun, întorcându-ne la meciul din această seară, Cristi Costache, remarcai faptul că Gică Hagi și Viitorul au avut probleme de regulă când au jucat cu echipe cu pretenții. Pe teren propriu. Pe teren propriu. Da, sau nu le-a fost simplu, probabil că ideea de a lăsa o echipă să vină ușor peste tine și să mergi pe contraatac, având niște jucători de viteză, Chițu, Nicolițe, chiar și Ianis Hagi atunci când a jucat, probabil că le-a convenit mai mult.